B cât până N. Ne putem duce să arătăm că AB e cât până N și cât de C. Putem arăta. Da. Ei, sau mai poți face un pas. Deci, din congruența celor triunghiuri rezultă că și B, P e cât A, B, P cât A, N. Da. Și paralogramul acesta în care diagonale sunt congruente, el este, nu ca pe unghiul A și pe unghiul B de 90 de grade, da. Diagonalele, dacă sunt congruente într-un dreptunghi, nu? Ca câte un unghi 90 de grade, diagonalele, dacă se înjumătățesc, și se înjumătățesc aici, că da. A, M este cât M, B, cât M, N, putem arăta aici toate chestia asta. Și atunci, iată că ai arătat că figura asta formată așa este ce este, fără discuție, este dreptunghi. Acum, mai poți insista și pe un alt culoar. Mă gândesc. Noi am dat drumul pe partea cealaltă. Dar după ce am arătat că A, M este cât M, B, în triunghiul B, A, P, da. B, A, P, apare că A, M dusă din A pe ipotenuza B, P, ea devine mediană, că A, M este cât M, B, nu? De-am arătat noi. Da. Și atunci mediana într-un triunghi dreptunghic este bisectoare. Nu. Este... Deci mediana e jumătate din ipotenuză. Da? Într-un triunghi dreptunghic mediana AM e jumătate din BP. Și trebuie arătat că BN asta e de 2 ori AB. De 2 ori AB. Adică BN așa. Adică să arătăm că BC egal cu AB egal cu CN. Da. Deci, cu alte cuvinte, s-a mai construit un pătrat în partea cealaltă simetric, nu? Adică trec DCNM. DCNM este de aceeași măsură cu ABCD în final. Aici trebuie să arătăm, dar acest lucru iese foarte ușor din ceea ce am vorbit mai devreme, că vezi tu, cât să fie de 2 ori AB sau de 2 ori cât de ce, că doar BC. Da. Cât de 2 ori BC. Dar asta înseamnă că perpendiculara adusă de aici, că ea este din pătrat, perpendiculara, iată și bisectoare, pică exact pe mijloc. Da. Într-un triunghi isoscel, în care B, M, N, fiind isoscel, de ce este isoscel? Pentru că diagonale s-au înjumătățit, obligă mediatoarea să fie bisectoare și mediană și mediatoare de toate. Și atunci toată B, N e de 2 ori BC. Da. Cum BC e cât am B, e treaba și punctul următor este rezolvat. În concluzie, după ce ne-am pronunțat noi ca un punct de vedere așa, sigur că vedem și soluția autorului, a profesorului din lecție și vedem exact cum a gândit el, da? Da. Deci, aici care crezi că a fost miezul problemei? Triunghiurile. Da. Deci, în clipa în care am înțeles figura, era nevoie să arătăm că AM e cât BM. Și de asta am luat triunghiurile acelea, nu? A, D, M și B, C, M, congruente și am purtat discuția. Bănuiesc și el face același lucru, din aceeași motive nu mai urmărim, timpul vrem să-l valorificăm la maxim. Deci, de fiecare dată, insist, de fiecare dată, vreau să vii cu ideea următoare. Am urmărit din ea. Uite chiar aici. De ce nu te-am lăsat eu? Trebuia să zic așa. Bine. Hai să facem invers de până acum. Să vezi, să spui tu unde din demonstrații n-ai găsit legătura. Da? Așa că și de data asta m-am păcălit. Nu trebuia să zic nimic. Hai să-l vedem până la capăt. Cum bâlbâie el aici, dacă nu scoate la cap. Am mai făcut odată o problemă, nu știu, acum 2 săptămâni, când am încercat să o facem noi așa și n-am putut să o facem pentru că era o greșeală. Da. Și a descoperit-o și el, că era o greșeală, și anume citim ipoteza, că cu asta am plecat noi de mai multe ori să fie foarte clar, ca să știm pe ce elemente avem la dispoziție. Deci totdeauna avem așa grijă. Mergem mai departe. Acum am... Din manual. Am de aici, da. Oh, ce mă bucur! Tu îți ții și la zi lecția, te gândești că nu ai de făcut o serie de ghișiții și că vrei să fii în priză. Cei care nu-și fac asta, care nu fac treaba asta, știi ce am să fac? Cum o să vin lângă tine în partea cealaltă ca să și filmez. Că cred că am terminat-o cu... Da. Calculatorul și așa că eu zic să-l... Ca eu să pot filma cum trebuie aici. Da. Te rog, citește problema. Fie ABCD un dreptunghi. Și ABCD un dreptunghi. Așa. Și A că intersectat cu B, se intersectează cu BD în O. A că... Adică ducem diagonalele. Deci ABCD ai spus că este dreptunghi, da? Da. Și diagonalele am dus să intersectează punctul O. Da. Mai departe. Pe diagonala BD se consideră punctele E și F, astfel încât B e congruent cu DF. B e cu DF. Atât B e cu DF, nu eu și F să fie la mijlocul acelora. Da. Deci, ca să nu intre într-o situație particulară, eu aș fi luat pe B, pe E mai aproape de B și așa, dincolo, mai aproape pe partea cealaltă. Știi? Mi-e teamă de particular. Ca așa, sentimentul meu este aici, că tu l-ai luat pe E la mijlocul lui OB și pe F la mijlocul lui OD. Și atunci, din particularitatea asta, lucrurile pot să fie greșite. Deci, încă o dată spun, totdeauna mă feresc. Ai putea să ștergi, să-l pui pe E mai aproape de B și pe F. Da? Ia ștergi fără chestia asta. Deci, dragilor, ori de câte ori facem o figură, nu ne ducem spre situații particulare. Pentru că situația particulară te cheamă pe urmă. Deci, din figură se vede. Da. Că triunghi echilateral, isoscel sau știu eu ce. Da? Deci... ne ferim foarte tare de situații particulare. Deci luăm mai aproape de B pe E și tot așa, că așa a spus că O E să fie cât așa. Deci, recapitulăm problema. Se dă paralelogram ABCD, în care am dus diagonalele, am luat punctele E și F, nu la întâmplare, ci cu acea condiție E, B, să fie cât D, F. Și ce trebuie să arătăm? Că figura care s-a format a E, F este paralelogram. Și O este mijlocul lui F. Sigur. Ca să arătăm că O e mijlocul lui F, trebuie să arătăm că OF este congruent cu OE. De acord. Dar cum au fost luat E și F ca poziții? Astfel încât DF să fie egal cu EB. Și ce dacă? Are vreo importanță? Ori crezi că a avut importanță ca E? Da. Adică, ce este figura aceea? Păi e paralelogram. Ei, și? Și diagonalele se înjumătățesc. Așa. Și dacă dintr-una din diagonale, din D-O, din D-O care era cât o B, ai mușcat din jumătate, ai mușcat D-A egală cu E-B, ce părere ai? Da, asta înseamnă că ar trebui mai întâi să facem punctul B și după aia punctul A. Dar au zis că O să fie în mijlocul lui EF, nu? Da. Păi asta. Să arătăm. Păi da. Eu ce spun? Dar mai întâi trebuie să arătăm... A, de fapt, da. Dacă... Deci cum era D-O tot cu O-B? D-O cu O-B. Sunt egale, da. Pentru că A, B, C, D e dreptunghi. A, B, C, D, dreptunghi. Și? Și diagonalele se înjumătățesc. Sigur că da. Și dacă ai mușcat dintr-o diagonală pe D, F, care cât e B, ce-o rămas F, O, cu O, E, cum sunt? Congruent. Gata, și atunci o e în mijloc. Da. Dar și ne mai ajută și la sigur că da, ne ajută foarte tare, pentru că figura care a rămas, fiindcă ai fiindcă avem o E cât o F, da. Înseamnă că F e diagonală și F, că A la fel. Da, și A că este diagonală rămasă din dreptunghi, da. Și asta înseamnă că A e că F e paralelogram. E că diagonale se înjumătățesc. Da. Terminat problema. Care a fost miezul problemei? Dreptunghiul. Nu, diagonalele. De la diagonale. Diagonale s-au înjumătățit și dintr-o diagonală ai mușcat un colț, o bucățică din jumătate, deci la fel, simetric ai gândit, așa a dat autor și atunci a rămas diagonală care în patru laturi respectiv și cu cealaltă diagonală s-au înjumătățit și gata problema. Deci, de ce crezi tu că n-a pornit problema din mâna ta, așa, din modul de a gândi al tău? De ce crezi? Că... Fă-ți așa un pic de critică, așa să zic. N-am știut cum să arăt că O e în mijlocul F. Da, și de ce? Nu mi-am dat seama că e diagonal. Mai clar. Eu vreau să mergem la rădăcină. Că... Adică nu mi-am dat seama că D-O egal cu OB. Adică? N-am ținut cont de ipoteză. De ipoteză, da. Asta e toată povestea. Da. Adică am vrut să fac problema fără să mă gândesc să desfac ipoteza. Că ce am spus de atâtea ori? Nu avem nicio șansă dacă nu zicem de ce nu a dat asta. Dar care e motivul? Dar de ce așa ceva? Ce se întâmplă? Acum, eu aș întreba, oare dacă ar fi fost problema asta într-un paralelogram, mergea? Adică, faptul că a fost dreptunghi... Da, mergea. Mergea, nu? Da. Că tot așa, într-un paralelogram, diagonal se jumătățesc, da. Și dintr-o diagonală ai mușcat și din jumătate, și din una și cealaltă segmente egale, și ce-au rămas au fost segmente gata, merge și cu paralelogram. Da. Deci a fost prea mult dreptunghi. Că autorul n-a folosit niciunde că acolo diagonale sunt congruente, da, și că unghiul e drept. Da, nu a mers, n-a folosit. Putea să fi fost în cadrul mai larg. Deci da. Nu neapărat. Dar așa o gândit eu cu dreptunghi, așa o facem și noi pe varianta asta. Acum te rog să redactezi soluția. Păi pornim de la... DF egal cu EB. Da, dar eu zic și să pleci de la faptul că ai dreptunghi. Deci zicem ABCD. Dreptunghi. Așa. Rezultă că... BD e diagonală și A că la fel. Deci rezultă că ad intersectează, așa scrie. A că intersectează așa, BD. A că intersectează BD egal .o și deci așa, și sunt înjumătățite, adică zicem. Și dar cum scriem? Scriem așa, matematic. Și DO egal cu... DO egal cu cine? Cu OB. DO cu OB, dedesubt. AO cu OC. Da. Asta dacă ar fi fost, dacă ar fi fost paralelogram, dar fiind dreptunghi, chiar toate sunt egale. Adică AO e cât OB, cât OC și cât OD. Putea să fie egalitate, da. Nu? Da. Să scrie egalitate peste tot. Da. Dacă numai în paralelogram ar fi fost asta, da. Corect. Acum, ia de o parte și scrii cum DO egală cu OB. Și dedesubt. Și AO. Cu O. Nu, nu, nu. Lăsăm AO. Numai deocamdată că DO egal cu OB. Cum DO egal cu OB, ce să spunem dedesubt? Că avem că... DF egal cu EB. Așa. DF egal cu EB. EB. Acolo, adă din cele două. Tragem din și scădem. Scădem. Adică dedesubt, da. Scădem, da? Tragem linii și scădem. Și zicem, din cele două a ieșit că DO minus DF. DO, scriu aici. Așa dedesubt, așa ca să vadă. DO minus DF. Egală cu CFO. Da? Nu, egală cu cine? Cu OB. OB minus F. Da. Egală cu OB. Minus EB. Deci e scăzut membru cu membru. Da. DO minus EB egală